Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Enigmele Lumii, vorbim despre Safo, cea mai mare poetă a Antichității. A fost alungată din cauza versurilor sale care deranjau conducătorii. Despre Safo se știu foarte puține, că a fost poetă renumită în Antichitate, inventatoarea metrului safic, a ritmului safic, și că ar fi fost lesbiană, fiind născută în insula Lesbos. În realitate, ea a trăit prin secolul al VII-lea înainte de Hristos, s-a născut într-o familie de aristocrați din insula menționată, a avut câțiva frați și s-a căsătorit de tânără cu un om foarte bogat, cu care a avut o fică pe nume Cleis. A trăit mulți ani în Mitilene, dar familia ei a fost alungată din patrie timpul unor lupte civile și s-a refugiat în Sicilia, la Siracuza, în exil. Odată revenită în propria patrie, Safo și-a clădit Casa Muzelor, în cultul Afroditei și al lui Eros, un fel de școală care încuraja tinerele nobile să scrie. Platon a numit-o cea de-a 10-a muză. Nu se știe exact dacă ea a inventat cu adevărat ritmul safic sau doar l-a rafinat. Opera sa a supraviețuit într-o foarte mică măsură. Doar câteva fragmente au ieșit la iveală, mai mult opere vechi dedicate ei și nu cele scrise de ea. Trei secole după moartea ei, scriitorii au parodiat-o, propagând ideea că ar fi fost lesbiană, un termen care deriva de la numele insulei unde a trăit. Motiv care l-a determinat pe Papa Gregorio să iardă puținele poezii care deveniseră cunoscute și care, se spune, ar fi fost dedicate elevelor ei. Dovezile concrete în acest sens promiscu nu există și istoricii admit că s-ar putea să se comită o nedreptate în acest sens. Într-o epocă în care femeia nu se remarca în societate în mod independent, era doar servitoarea soțului, Safo se apucase să întemeieze o școală, asemenea marilor gânditori, în exclusivitate bărbați, și se ocupa să ofere educație tinerelor fete bogate, care nu aveau acces la educație. Se pare că nu a fost singură în acest demers. Au mai fost și alte familii cu aceeași intenție care i-au devenit rivale. Oare cum era privită în Antichitate o femeie care implementa idei revoluționare în capul altor femei? Pe lângă faptul că s-a născut pe insula Lesbos în jurul anului 630 înainte de Hristos, iar această dată este adesea disputată, se știe surprinzător de puțin despre viața îndrăgitei poete Safo. Singura sursă credibilă de informații biografice vine din propria ei poezie. În plus, o mare parte din scrierile ei s-au pierdut în timp. Într-adevăr, ea a fost prolifică în timpul ei și a scris în jur de 10.000 de versuri, cu aproximativ 2.000 mai puțin decât Odiseea, dar astăzi ne-au rămas doar aproximativ 650 de versuri. Safo a fost măritată, cum spuneam, și a avut un copil. Istoria o demonstrează. De asemenea, versurile ei erau simple, dar pline de candoare și de frumos, de unde emana o bunătate ieșită din comun. Publius Ovidius spune că ar fi murit tânără, s-ar fi aruncat în mare, din dragoste pentru un bărbat, un tânăr marinar, Faon. Variantă credibilă, deoarece într-un poem scris de ea, amintește de Elena, soția lui Menelau, care și-a părăsit căminul conjugal, ca și cum ea ar fi fost aceasta sau cel puțin i-ar înțelege gestul. Alți istorici susțin că dimpotrivă, ea ar fi murit bătrână, însă varianta lor nu poate fi susținută de dovezi în acest sens. Despre Safo ne-a rămas povestea și mai puțin poezia. Însă avem dreptul să deducem din crâmpeiele de informații că, pe lângă poetă celebră, a fost una dintre primele profesoare din istoria omenirii. Născută în anul 630 înainte de Hristos, potrivit altor surse, în ultimul sfert al secolului al VII-lea înainte de Hristos, Safo era originară din orașul Mitilene, insula Lesbos, aflată în nord-estul Mării Egee. Unii dintre autorii antici susțin că provenea dintr-un mediu aristocratic. Tatăl ei se numea Scamandronimos, iar mama Cleis. Mai avea trei frați, dintre care unul avea să se ruineze din cauza unei curtezane
și va fi blamat de sora sa. Biografia lui Safo a fost scrisă de către un filozof peripatetician, elev al lui Aristotel, la sfârșitul secolului al IV-lea înainte de Hristos. Însă, din păcate, s-a pierdut. Au rămas numai câteva fragmente folosite de alți autori. Viața poetei este greu de reconstituit, mai ales că, pe seama sa, au circulat numeroase anecdote și apocrife postume. Marele scriitor antic Ovidiu spune că Safo a rămas orfană la vârsta de 6 ani. Unele surse susțin că ar fi fost căsătorită cu Cherchilas, un negustor din insula Andros. Alții spun că ar fi avut și o fică numită Cleis, la fel ca mama sa. Toți autorii o descriu ca pe o femeie mai degrabă urâtă, cu tenul întunecat și mică de statură. Însă pictorii și sculptorii au căutat mereu să o înfrumusețeze, fiind reprezentată pe multe vaze din secolul al V-lea înainte de Hristos. Safo este autoarea a 9 cărți lirice. Opera ei cuprinde ode, cântece nupțiale, imnuri, elegii, epigrame, iambi, neonodii. Din nefericire, nu se mai păstrează decât fragmente de poeme citate de autorii vechi și câteva piese rare găsite în biblioteca Oxirincos din Egipt. Singurul poem rămas integral, Odea Afrodite, slăvește frumusețea, grația feminină și dragostea. Poeta a inventat un nou gen literar, respectiv poezia safică. În perioada în care și-a realizat opera, lirica greacă consta din cântece însoțite de muzică și servea la animarea banchetelor, anunților și a sărbătorilor religioase. În versurile sale prezenta istoria zeilor, a eroilor greci sau evoca viața cetății. Pentru prima oară, Safo nu mai traducea în versuri temele convenite, ci exprima propriile emoții, dragostea, gelozia sau suferințele bătrâneții. Numai al său, un poet originar tot din Lesbos, căruia i-ar fi refuzat avansurile amoroase, a mai încercat în aceeași perioadă să-și exprime sentimentele în versuri. După unii, opera lui Safo este consacrată în mod esențial iubirii pentru alte femei. Poeta a deschis o școală de poezie și muzică în Lesbos, unde a adunat fete din insulă și din întreaga Ionie, coasta occidentală a Turciei de azi, colonizată de greci. Safo și-a exprimat în versuri pasiune arzătoare pentru tinerele eleve, dintre care se spune că și-ar fi ales amante. De la ea provine denumirea de lesbiană pentru desemnarea unei femei homosexuale, de la Lesbos, lesbiene. Există opinii că și-ar fi mărturisit prin versuri gelozia violentă, în cazul în care era părăsită de iubite pentru diverse rivale. După câțiva ani, unele dintre eleve au părăsit-o pentru a se căsători. Moravurile lui Safo au stârnit indignarea în Grecia, mai ales în Atena, și au fost luate în derâdere de poeții comici. A fost exilată din Lesbos, însă adevăratele motive ale îndepărtării ei nu se cunosc. S-au emis mai multe ipoteze privitoare la cauzele care au determinat exilul sicilian, amorurile anormale, rivalitățile altor școli poetice, în Lesbos mai existau și alte asemenea școli, sau depravarea. Dar cea mai plauzibilă ipoteză rămâne alungarea lui Safo din motive politice. Se spune că tiranul Pitacos lua astfel de măsuri împotriva aristocrației locale ostile, din care făcea parte și poeta. Ea ar fi devenit incomodă, mai ales din cauza versurilor acide la adresa democraților și în apărarea nobilimii. Nu se cunosc amănunte despre perioada de exil a poetei. Se spune doar că Safo ar fi avut la acea vreme între 32 și 35 de ani. A ales să plece în Sicilia, la Siracuza, acela fiind un meleag al poeților renumit pentru libertatea moravurilor. Trecerea sa prin acele locuri a fost confirmată de statuia pe care i-a ridicat-o Silanion. După ce s-a întors în Lesbos, a devenit foarte activ atât în plan literar, cât și în organizarea școlii pentru tinerele fete. Era greu de discernut natura relațiilor ei cu elevele, ale căror nume se regăsesc în versurile sale.
În poemele lui Safo nu apar elemente vulgare. În schimb, comediile antice o pun la zid și o acuză de obscenitate și perversitate în relațiile cu fetele pe care le-a învățat muzica și poezia. Potrivit cercetătorilor, confuzia ar fi putut fi creată de faptul că le numea hetaire, termen care la acea vreme avea semnificația de prietene adevărate cu o înaltă valoare morală. Însă, începând cu secolul al V-lea înainte de Hristos, cuvântul hetaire capătă o cu totul altă semnificație, anume femeie de moravuri ușoare sau metresă. Poeta își ținea lecțiile, care nu reprezentau o sursă de venituri meschine, într-o casă pentru cinstirea muzelor. Împreună cu grupuri de coriste, a participat la evenimentele cetății, la nunți și ceremonii religioase oficial. Ulterior a deținut funcții cu caracter artistic în orașul natal. A compus cântece de nuntă pentru coruri de fete și băieți și a cântat la instrumente cu coardă. Unii au susținut chiar că ar fi fost inventatoarea plectrei de argint, bagheta pentru atins corzile lirei. Se pare că Safo a murit totuși de bătrânețe, dar nu se cunosc amănunte despre sfârșitul ei. Pentru a o reabilita, o legendă i-a atribuit o mare pasiune pentru barcagiul Faon, un bărbat care ar fi rămas insensibil la avansurile sale. Se spune că l-ar fi urmărit pe mare și pe uscat și l-ar fi urmat în Sicilia. După ce l-ar fi zărit în compania unei rivale, s-ar fi întors în Lesbos și s-ar fi aruncat în mare de pe stâncile Leucadelor. Însă, o dovadă clară a faptului că personajul Faon nu a existat este absența totală din versurile poetei. Dragostea disperată și sinuciderea pentru Faon ar putea fi invenții ale poeților comediei antice. Dacă reputația morală a lui Safo a putut fi pusă sub semnul întrebării, rolul ei în literatură nu a fost niciodată negat. Totuși, numele ei a supraviețuit, precum și reputația ei de poetă talentată. Ea a scris pe larg despre dragoste și pasiune pentru toate popoarele și pentru ambele sexe. A descris pe larg dragostea emoțională dintre femei și ocazional a scris despre acte sexuale între femei. Aceste descoperiri au dus la presupunerea că Safo era lesbiană. Termenul lesbiană derivă din numele patriei sale Lesbos, iar termenul dragoste safică este derivat din numele poetei. S-ar putea să nu știm niciodată sigur dacă Safo iubea femeile. Dragostea pentru femei, descrisă în poezia ei, ar putea fi în întregime fictivă. Dar Safo a scris și despre alte aspecte ale vieții ei, fapt care i-a făcut pe mulți să creadă că a fost lesbiană. Cu toate acestea, în timpul vieții ea nu a fost considerată gay. Dimpotrivă, în comedia clasică ateniană, de la vechea comedie a secolului al V-lea până la Menander de la sfârșitul secolului al IV-lea și începutul secolului al III-lea înainte de Hristos, Safo a fost caricaturizată ca fiind o femeie heterosexuală promiscuă. Într-adevăr, până în perioada elenistică, aproximativ 3 secole după moartea ei, ea nu a fost descrisă ca fiind lesbiană. La jumătatea secolului I după Hristos, filozoful roman Seneca, tutorele lui Nero, se plângea de un savant grec care dedicase un întreg tratat întrebându-se dacă Safo era prostituată. Unii scriitori antici au presupus că trebuie să fi fost două Safo. Una era poetă, iar cealaltă era o femeie foarte promiscuă. Există o descriere pentru fiecare în Suda, Marea enciclopedie bizantină din secolul al X-lea a lumii mediteraneene antice. Adevărul este că putem trage concluzii din diferite fragmente de poezii care au fost atribuite lui Safo. Și ele sunt într-adevăr fragmente. Toate lucrările supraviețuitoare ale lui Safo sunt parțial distruse, cu excepția imnului pentru Afrodita. Din mai mult de jumătate din versurile originale, au supraviețuit aproximativ 10 fragmente. Restul fragmentelor existente ale operei lui Safo conțin doar un singur cuvânt. Poeziile ei sunt de fapt clasificate ca fragment 1, fragment 213.
Aceste fragmente au fost atribuite mai multor cărți pe care poeta se crede că le-a scris de-a lungul carierei sale literare. În 2004, poemul Titonus și un fragment nou, necunoscut anterior, au fost descoperite, iar în 2014, fragmente din 9 poezii, 5 deja cunoscute, dar cu lecturi noi, inclusiv poemul Fraților, au fost găsite într-o vază egipteană antică. Chiar dacă foarte puțin din munca ei a supraviețuit, din ceea ce rămâne putem spune că Safo a fost extraordinar de talentată. Ea avea claritate în limbaj și simplitate în gândire. Acest lucru a putut crea imagini clar definite și frumos construite. Ea a scris și a cântat într-un dialect aeolian, un tip de greacă antică, ce a fost o limbă accentuată. Safo a folosit o schemă ritmică, pe care se spune că a inventat-o, numită Sapphic stanza. Fiecare strofă de 4 versuri este formată din 3 versuri identice din punct de vedere metric, 11 silabe în lungime, urmate de un vers mai scurt de 5 silabe. A fost admirată de alți poeți ai timpului ei. Un autor grec, scriind la 3 secole după moartea ei, a prezis cu încredere: coloanele albe ale cântecului minunat al lui Safo îndură și vor îndura, vorbind cu voce tare, atâta timp cât navele vor pleca de pe Nil. Solon, poet și om de stat, a cerut să fie învățat unul dintre cântecele ei, să-l poată învăța și apoi să moară. Filozoful Platon a scris de asemenea despre ea în Antologia Greacă, o colecție de poezii antice ale unor scriitori stimați. Unii spun că muzele sunt 9, cât de neglijent. Uite-o și pe Safo din Lesbos, a 10-a, scria Platon. Pentru a vă face o idee în ceea ce privește stilul poeziei sale, iată în continuare câteva versuri scrise de Safo. Când vei muri, vei zace pe veci, fără ca cineva să-și aducă aminte de tine. Tu n-ai avut niciodată parte de trandafirii pieirii. Fără renume aici, tot așa vei rămâne și în Hades, rătăcind încolo și încoace printre morții necunoscuți. Fericit mire, căsătoria s-a împlinit așa cum ți-a fost pe plac. Ai fecioara pe care ți-ai dorit-o. Înfățișarea ta, mireasă, este numai grație. Privirea ți-e nespus de dulce. Iubirea este răspândită pe fața ta frumoasă. Afrodita te-a cinstit în mod deosebit. Afrodita, fiica lui Zeus vicleană, tu din tronul tău scăpărând lumină, nu mă frânge în chinuri, te rog, stăpână, nici în aleanuri. Zeița, cine te supără? Persoasiunea pe cine vrei să convingă? În curând ceea ce fuge acum de tine te va urmări și, dacă nu te iubește, te va iubi. Despre opera sa vorbesc peste 100 de scriitori din antichitate. Ovidiu o plasează în Galeria Marilor Îndrăgostite. Horațiu îi traduce și îi imită versurile. Platon se interesează de poemele safice și o numește a 10-a muză, după cum am văzut. Solon și Plutarh o admiră. În epoca elenistică și romană circulă ediții oficiale ale celor 9 cărți care înglobează opera ei. Renumele lui Safo dăinuie nealterat de-a lungul secolelor. Dragi prieteni, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc ca de obicei pentru că ați fost alături de mine și vă doresc numai bine până la următoarea noastră întâlnire. Pe curând!